Biblioteca județeană Ia Basarabescu și-a deschis porțile sâmbătă seara pentru toți iubitorii de cultură în cadrul celei de-a doua ediție a evenimentului Noaptea Albă a Bibliotecilor. Cei prezenți au luat parte la acțiuni speciale, concursuri, dar și evenimente cultural-artistice. În cadrul manifestării, organizatorii au ținut și un mic moment in memoriam Mihai Ion, cel care a fost an bun la conducerea bibliotecii din Giurgiu. Consilierul local Ilie Clement a adus în amintire pe omul de cultură Mihai Ion și de tot ceea ce a făcut acesta pentru instituția pe care a condus-o. Totodată Ilie Clement a mai punctat și despre aportul pe care l-a adus Mihai Ion în ansamblul folcloric Muntenia, în care a activat foarte mult timp. Pentru cei care l-au cunoscut mai puțin, aș vrea să vă spun că Ion Mihai a fost un eminent profesor, un coregraf de excepție și dacă mai trăia folclorul Blașca, ar fi avut mult de câștigat, pentru că studiile pe care le-a făcut despre folclor în general și mai cu seamă pe parte de coregrafie, ar fi așezat și zona noastră folclorică acolo unde cu adevărat merită să fie pusă. Seara a continuat cu mai multe prezentări, dar și cu un concurs de cultură generală, Tu întrebi, biblioteca răspunde. După vizionarea cărții ecranizate, Procesul de Franz Kafka, biblioteca a rămas deschisă pentru toți cei care au dorit să rămână pentru lectură.